ai atins și apoi o să faci ochi dulci. Hei, gata, vă rog. Patrick. N-am înțeles ce a spus Mihaela. Mihaela, mai a zis ca să faci ochi dulci unui bărbat, nu-i musai să-l atingi. Cât haz în fata asta. Eu n-am simțit, are. Spun eu sincer, Mihaela, că de obicei am simțit ăsta, dar nu a fost cazul. Apoi ești... Măi, Mihaela, ce-i cu tine? Mihaela. Te pedepsesc pe cuvânt, potolește-te. Dacă primești pedeapsa, te pedepsesc și eu. Da? Da. Încă mine. Ce-a mâncat, ce-a băut astăzi, nu știu, Mihaela? Vrea să fie și ea tachinată. M-a tachinat pe mine până acum și n-a. Ești netachinată. Dar, doamna Andreea, când vin astea de jigniile din partea fetelor, e comic? Dar când vine jignire din partea Bianca, e nu-i comic, Radule? Ce te-a jignit? Dar nu, l-am cum, cu ce m-a jignit? Cu ce? Ei, lăsați acolo. Poate consider că te-am jignit? Nu. Cineva? Păi l-ai făcut... Tare. Tare. Răutate, așa a zis. Răutate? Da. Unde? Pentru mine. La ce mi se pare așa că sunt foarte... Eu nu sunt obișnuită cu... Nici eu. Dar de la ce? Că era bine. Așa zicea și Aisa când a intrat. Că vai, cât răutare. Eu sunt foarte bine, Bianca. Nu te mai... Nici eu sunt bine. Hai să-ți explic o chestie. Nu am nevoie de explicațiile tale. Nu am nici o... Sunt obligată să stau pe canapea. Da. Și mi l-a pus. De educație. Nu mai am niciun chef să mă, să-mi explice mie doamna profesoară de reality. Ce să-ți fac dacă nu înțelegi? M-am plictisit total, Nu te vrea nimeni în casa aia, nici aici. Lasă că așa mi-a zis și mie și uite. Asta nu e asta. Te dau afară și rămâi fără job și la anul o să plătești și ta. Mă place. Gata. Ce o să zici ești mai rău. Ei, uite, pe tine te place toată lumea și ai ajuns să fii singură. Nu m-a plăcut nimeni niciodată. Da, a fost sincer. Măcar... N-ai de unde să știi, Bianca, este părerea ta, n-ai de unde să știi. Păi, am uitat să spun. E părerea mea, băi. N-ai adică de unde. Părere greșită. E o părere a mea și așa sunt. Gata, potoliți-vă, vă rog frumos. Ei? N-ai de unde să știi, n-ai tu de unde să știi. Corect. Ce e acolo în casa băieților și dacă a plăcut-o sau dacă n-a plăcut-o sau dacă o place sau dacă nu o place. Eu cred că Aisa îl place pe Robert și de asta se dă pe lângă Mihaela și Mihaela este inconștientă, dar de fapt o să îl fure într-o zi. Așa fac și eu, așa fac cu mine în fiecare zi, oamenii fac chestia asta. Și dacă o fac cu tine, înseamnă că restul lui o face între ei. Păi nu, eu vreau să vă întorc. Mihaela a zis că eu i-am făcut ochi dulci lui Patrick, care mi se pare total absurd și neadevărat. Deci eu pot să spun și eu chestii absurde, neadevărate, neargumentate, ne-nimica. Ne-nimica. Pot să vorbesc așa, că așa e emisiunea. Ai spus că ești inteligentă și așa te consideră inteligentă și puțin inteligentă. Întreabă-l pe Robert. De la ce te ajungi? Întreabă-l pe Robert, Aisa, dragă. Auzi, gata, Bianca. Auzi, vrei pe Robert? Femeie. Da. N-ai dreptate, punct. Împărțim. Vă potoliți, vă rog. Potolește-te, te rog. Dar nu i-am zis nimic. Mă scuzați, nu l-am ridicat. Să mă ierte băieții de la sunet. Chiar sunt oameni speciali. Cei care te privesc. Cei care mă privesc, mă critică, îți primi. Dar nu toți. Sunt oameni care te susțin și care te votează pentru ceea ce ești. Asta nu înseamnă că trebuie să te dai așa în stambă. Dar n-am făcut nimic. Am ridicat tonul, atât. Ce pot să zic cadou, că e a tău. Cadou. Da, Robert. Păi nu, cred că ai tu mai mult nevoie, eu am foarte multe accesorii. Nu aveți niciun motiv real pentru care să vă vorbiți așa. Este plictiseală și lipsa de materiale. Exact. Fără mine n-au ce vorbi. Face materiale. Dar de ce vorbim de aceste materiale? Vorbesc pentru că așa se întâmplă. Doar asta te interesează. Că doar asta mă interesează de asta și tac, mă! Care vorbește cu tine? Tu ai început, Robert, inexistent fără tine în casă. Deci la asta chiar exagerez. Care te bară pe ea. Bine, hai. Așa inexistent. Eu era, lasă-mă și tăbărâtul tău. Un sezon întreg, numai asta ați făcut. Aisa, eu așa... Lasă-mă, Radule, hai, acum de ce vorbești așa, Aisa? Ce ți-am făcut eu? Da? Ce ți-am făcut eu? Ia, ai victimizat un pic. Laurențiu, mai tare. Că Bianca îți descurcă, ce-i zis? Că n-are nevoie de ajutorul Radu, că Bianca... Dar nu e mă vorba de asta, e vorba doar cum se vede aici. Nu te mai victimiza, băi, om bun. Da, Andreea, pe bune, așa se vede, săraca, e acolo sărac. Și face față la 12. Mai e și Robert aici, care vorbește peste ele. E slabă, i-am făcut față la 12.
Da, bravo. La trei. Da, nu aveți un motiv real. Serios, Aisa, Bianca, nu aveți un motiv real pentru care să fiți supărate una pe cealaltă. Dar eu nu sunt supărată. E foarte simplu. Mă atac, o atac. Să nu se supere, dacă o atac mai tare. Bianca, în cazul în care plec succes. Până acum am dat dovadă de înțelepciune și răutățile au venit tot din partea ei. Fii tu schimbarea care vrei. Da, Aisa, acum a venit răutățile din ambele părți. Ești afurisit cu mine, voi fi afurisit cu tine. Da, ce a fost afurisită cu tine? Dar în gală, ce-a fost? Nu, prima. Binevoință sau prima, cum? Prima. Da, de când am intrat, dar ce fată mă ameninți? Și toate și mai toate care au fost. Am mi s-au adunat, mi s-au ajuns că aici. Nu vreți să o luați de la zero. Păi și când s-o simți rău în gală, eu n-am văzut din partea lui Bianca așa, nu știu, nimic. Pur și simplu. A, dar e prima oară? Nu să zic neapărat că te-ai bucurat, dar așa, ce-i cu asta cumva? Dar tu ce ai făcut? Fața ta nu exprima nimic absolut deloc. Ce? Tu te-ai simțit rău? Sau aveți și măsurătoare de, nu știu... Lasă că și tu ai furat asta cu măsurătorul de la mine. Acum câte nevoie să stăm să comparăm stările fiecare din gală, pentru că băieții nu au prea empatizat cu stările. Da, hai, sună cu bună și o să-mi arăți cât ești originală. Asta tot e rodul! Și fă și așa. Eu și glumele mele proaste. Bravo! Nimeni, Laurențiu, te-ai învățat. Trebuie să rezolvi situația. Cum mă pot împărți, doamna Andreea? Dar nu te-ai salariu. Mă rog, cu tău că ești mare și au de unde. Nu trebuie să mi-ți împarți, stai liniștit. Trebuie să facem cumva. Cum ai zis? Că e din cauza ta, că nu este din cauza ta, n-am de unde să știu. Dar nu cred că este din cauza mea. Dar din ce cauză? Călzirea. Călzirea globală. Din cauza lui Robert, nu de data asta. Dar nu, mă. Aisa? Aisa cu Bianca, ce? Pare că și Aisa. Păi nu, asta zici Bianca, că de fapt îți place pe Robert în secret și o să-l fie lui Mihaela. Multe vă pare vouă. Bermudelor. Cred că Robert trebuie să rezolve situația. Că Aisa a intervenit pentru el, nu pentru Laurențiu. Nu, Aisa nu a intervenit pentru nimeni. Noi așa am văzut. Așa ai înțeles. Spectatorii și-au văzut. Vezi că vin să te prind de pulpițe. Gata, o dată ne-am jucat, la revedere, nu mai pui tu mâna pe opera de artă. Extraordinar. Ți-am zis că praful se șterge de pe operele de artă. Da, da. Astea mai învechite, așa se șterge. N-ai pămătuf. Se strică popseaua. Are pămătuf. N-ai pămătuf. Ia-ți frumos pe tine de asta de menajeră ce trebuie și vii și atunci te las. O să vă trimit la date împreună, ca să se termine problemele. Aveți multe date-uri, doamna Andreea, de... Așa am ajuns aici, în casa iubirii. Ca cuplurile n-au atâtea. Pedepse. Ca aceste date-uri să se transforme în pedepse. Până acum eram implorată să vă dau date, iar acum toată lumea fuge de acest date. Ar trebui să nu Cristina, se mai numească date. Era cu Cristina atunci și îți ceream la camere date și spunea, Radu, nu mai cere, gata, încetează, îți dăm noi când e. E, și acum a dat și nu mai vrea nimeni. Da. Ar trebui să se numească ajutoare de inimioare sau ceva de genul. Unde? Că pe Radu nu l-a ajutat. E un ajutor, un date. Ce anume? Pe tine te-ar ajuta un date acum. Laurențiu. Da. Dacă ai merge la un date, pe cine alege? Nu mai fac greșeala asta. Ia zi, o fată. Hai să o luăm altfel. O fată. Ambra, dacă ar fi să mergi la date, cu cine ai merge? Dar de ce m-am zis eu ceva de ea? Nu pot să-mi dau cu părerea momentan. E numai serii. Dar de ce Ambra? E... De ale noastre. De ce mă spun? Dar de ce nu Ambra? Au avut o apropiere mai pentru drăguță. Pentru că ea n-a fost la date până acum. A fost o apropiere și n-a avut-o doamna Andreea. Care, măi, unde? Care Ambra și Aisa n-au fost la date, nu? Restul toate fete. Ah, înțeles. Da. Bine, Laurențiu, zi-mi, te rog, pe cine ai alege pentru un date? Chiar n-aș ști să vă spun, doamna Andreea. Răspunde-mi, te rog. Ar merge cu mai multe. Răspunde. Cu Mihaela. Cu cine? Cu Mihaela. Da. Nu se poate, pentru că este într-o cunoaștere. Păi atunci ce să fac? Cu altă fată. Altă fată ar crede că ia 4-5 ori la căruță dacă o aleagă. Nu, dorința ta. Aia e, Mihaela. Păi trebuie să treci peste asta, mă. În afară de Mihaela. Trebuie să-l intervesc pe Robert. Are el o plăcere cu femeile din cunoaștere. Adevărat. Da, dar după ce se dispar nu mai prea... Asta sparge case. Nu știu de ce tot o fotezi în direcția asta, Cristina. O lucra la dar dacă vrei, îți explic încă o dată. Poate nu înțelegi. Am nevoie, Laurențiu. Atunci te rog, nu mai forța în direcția asta, că nu-mi place. Ce direcție? Nu mai place fața asta, că ia 5, 6, 7 ore, că tot o forțezi în direcția aia. În ce direcție?
În ce direcție? Că în momentul în care se despart cuplurile, cum ar veni mie, nu mai am niciun interes acolo. Și are dreptate, de aceea te-ai enervat? Ce? Nu, așa tot, place tot vorbești de 10 oară când tot îmi spune și am zis, i-am explicat de 3 ori, dacă nu poate să înțeleagă, și desenez. Sau cum? Ce să fac? Poți să-i mai explici odată frumos. Ce să fac? Păi cum să-i mai explic? Păi următorul desen, sau ce să fac? Dar nu am nevoie de desen, stai liniștit, gata, că nu trebuie păi atunci, te rog frumos, încetează cu chestia asta și ai băgat-o pe aia ta. Este un subiect sensibil, să înțeleg. Nu e un subiect sensibil, dar dacă tot îmi zici de 10 ori, te saturi. Dar nu a fost de la un moment dat, dacă tot auzi melodia aia care îți place, nu o să-ți mai placă, dacă tot auzi zi de zi. Ai zis-o acum. Hai zic, Cristina, bine, nu o să-ți mai zic. Oricum o să-i zic. Dar ce-i spus mai exact? Păi i-a spus că el e interesat de fete doar când sunt într-un cuplu, cum spunea și Patrick. Și după scade interesul și ăsta. Ce trebuia mă să-i facă acum lui Bianca? Ce trebuia să fac? Păi nu, dar ai... Te bat la hotel, la ușă? Nu, tu ai fost mult mai aprins și focusat pe ea când păi ea era cu Alex. Ia ce semne îmi dă ea mie? Niciunul. Nu te cred, dar nici atunci, treaba ta și ce trebuia să fac? Dar nici atunci, Laurențiu, nici atunci nu-ți dădea semne și nu-ți dădea... Bun, și ți se pare că ce? Dar Mihai, la ce semne a fost la mișto, Patricia. Păi, ce atunci? Tocmai.